Anchetatorii spanioli au anunțat că mecanicul citea niște documente în momentul producerii tragediei. Conducătorul e acuzat de ucidere din culpă și de neglijență, însă a fost eliberat pe cauțiune și va fi judecat în libertate. Mecanicul trenului care a deraiat la Santiago de Compostela, un accident soldat cu 79 de morți, și-a alertat superiorii în legătură cu o insuficiență în domeniul securității pe tronsonul pe care s-a produs accidentul, a declarat marți un purtător de cuvânt sindical. Cutiile negre ale trenului au dezvăluit marți că trenul circula cu o viteză de 153 de km pe oră în momentul producerii accidentului, pe 24 iulie, pe un tronson pe care există o limită de viteză de 80 de km pe oră, confirmând ipoteza unei viteze excesive avansate imediat după accident. Cu câțiva kilometri înainte, trenul rula cu 192 de km pe oră, după care o frână a fost activată, a anunțat un tribunal din Galicia. Accidentul a avut loc pe o linie de mare viteză care nu a fost echipată pe acest tronson cu viteză redusă cu un sistem de frânare automată. El însuși a spus că este incredibil faptul că nu este controlată viteza în acest loc, că nu se poate trece de la 200 de km pe oră la 80 de km pe oră în mod direct, fără vreo supervizare a vreunui sistem de securitate. Mecanicul Francisco José Garzón Amó, în vârstă de 52 de ani, a fost inculpat duminică pentru 79 de fapte de omucidere prin imprudență și a fost eliberat sub control judiciar. În fața judecătorului, el a recunoscut, potrivit presei, că a avut un moment de neatenție și că nu a reușit să frâneze, fără să poată explica de ce. Înregistrarea efectuată de cutiile negre a dezvăluit că, în momentul accidentului, acesta vorbea la telefon cu un angajat Renfe, compania căilor ferate spaniole, care părea să fie un mecanic, și că el consulta la momentul respectiv un plan potrivit tribunalului.